Maricica. Ce Maricica, dragă găs? Trei Maricici. Cu mine aveți treabă? Domnul patraune? Da. Am vrea să schimbăm două vorbe, dacă se poate. La dispoziția mea voastră, tovarășul capitan. Să trăiți. Imediat vă dau cheia. Mulțumesc, domnul patraune. Poftiți, prindeți-o. Prindeți-o așa. Ați prins-o? Am prins-o. Ce repede? Poftiți, intrați, poftiți, invitați și colegi. Tovarășe, îți vine să-i dai cu ceva în cap. De ce să-i dai? Păi cum, tovarășe, să pândească? Să-ți intre în casă la 75? Unde trăim, în junglă? Vorbește așa ca opinia publică. Interesant, auzi, opinia publică, lumea, tot ce faci pe aici, încotro ei? Nu, că treceam. Bine, bine, circulă. Dar m-am enervat, tovarășe. Bine, bine, bine. M-am enervat. Circulă. Nu mai știu unde e. Nu știu, aveam o mașină și... O mașină, da, 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 da. Să știți că la mine... Nu face nimic, ala. Hai să mergem. Cu tatăl tovarășul capitan, rugați-l să nu mai azbuți. Da, și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii A Patra Putere. Ați văzut acele doamne în albastru, cum îl căutau pe acel domn care i-a transmis foarte politicos peste gardul acela viu, cheia de la portiță. Din nefericire, la noi mor pe capete generația tânără din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, servind niște ticăloși care stau pe bancheta din spatea mașinii, iar acei tineri care sunt în plin avânt, în plin elan al vieții, își dau viața pentru ca acei nababii postdecembriști, știți foarte bine la cine mă refer, stimați spectatori, să fie plimbați cu mașinile cu sirenă, cu girofaruri și cu antemergători pentru a se deplasa din punctul A în punctul B, pentru că, bineînțeles, confortul lor nu contează că se sacrifică o viață sau poate mai multe vieți, nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Parlamentul, din nefericire, ați văzut și în speță Senatul, face scut în jurul unui anumit personaj pentru a se opune în fața justiției și în fața mersului cercetărilor în acest dosar. Nu știu cât e de bine, nu știu cât e de normal, nu știu cât este de drept, pentru că tot ne referim la drepturile omului, vis-a-vis de ceea ce fac liderii noștri aleși, atenție, aleși, pentru că acei oameni în Senatul României au fost aleși și au făcut scut în jurul unui om pentru a-l apăra de justiție. Ați văzut și dumneavoastră acolo, parlamentarii Partidului Național Liberal și parlamentarii Mișcarei Populare au votat pentru a suspenda imunitatea acelui individ aciuiat vremelnic în acea funcție de mare senator. În schimb, cei parlamentarii puterii, că ne referim aici la PSD, la ALDE și la ceilalți care sunt grupați în jurul acestui centru de putere politic până la urmă, așa, au votat împotriva începerii urmăririi, împotriva suspendării acestui individ, ca să-i spun așa. Nu știu cât este de normal, vorbim de viața unui tânăr care se afla în toată puterea cuvântului, în elanul carierei sale. Vorbim despre mama domniei sale care strigă neputința și durerea pe internet și în mediul online și în spațiul public central. Iar opinia publică, așa cum ați văzut și dumneavoastră, parodind până la urmă, pentru că nu mai rămâne decât să facem haz de necaz, această situație este trimisă la plimbare de către mai mari ăștia parașutați de votul nostru în Senatul României. Vom dezbate acest caz împreună cu domnul Eduard Berca, consilier municipal din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și vom lua la țintă, stimați spectatori, atât problemele de la centrul de la București, cât și problemele noastre de aici, din Târgu Jiu și județul Gorj, care sunt la fel de aproape de noi și ne macină în viața de zi cu zi, pentru că până la urmă alegerile parlamentare bat la ușe. Toamna, după câte vedem, stimați spectatori, agită un pic spiritele în politica județului Gorj. Să sperăm până la urmă că va ieși ceva bun până la urmă la suprafață, nu cum s-a întâmplat până acum, până în prezent. De regulă ați văzut că tot timpul în apele, tulburi, gunoaiele ies tot timpul primele la suprafață. Domnule Eduard Berca, ce se va întâmpla cu alegerile parlamentare din acest an? Ce sperați aveți dumneavoastră de la votul gorjenilor și al târgujenilor? Ce speranțe poate să aibă un partid de talia Partidului Național Liberal ca să ia clar să câștigăm alegerile și să putem face, să putem forma guvern. Singur sau cu aliați certificați, să spun așa, în zona dreaptă. Niciun caz. Se vehiculează în momentul de față, deocamdată nu e nimic cert, dar vorbim la nivel de ipoteză, la nivel de imagine publică. Numele care se vehiculează sunt cei trei, așa cum știți noastră, specialiști ai mineritului și energiei gorjene. Pe locul întâi la Senat din partea PSD-ului îl avem pe Ion Călinoiu, pe locul întâi Victor Ponta, știm foarte bine declarația vis-a-vis de Șandramaua,
Complexul Energetic Rovinare și pe locul 2 se vehiculează la deputați destul de intens, chiar dacă în momentul de față este în pole position Mihai Weber, se vehiculează numele lui Laurențiu Ciurel. Deci vorbim de numai specialiștii din minerii și energie PSD-ului, care am văzut ce au făcut din județul Gorj. Ce părere aveți de acest trio minune, de cei trei mușchetari, ca să le spun așa, cei trei mușcătari ai Partidului Social Democrat pe care va arunca în lupta pentru parlamentare? Acum depinde din ce punct de vedere privești lucrurile. Dacă ar fi ca și simplu spectator, e că, până la urmă, fiecare partid deci decide soarta. Dacă sunt adversari redutabili pentru dumneavoastră sau nu? Nu cred că mai pot să emită pretenții în fața gorjenilor după ce au girat, să spun așa, asta nenorocire în județ în ultimii ani. Și Ion Călinoiu, și Victor Ponta, și Ciurel, nu cred că mai pot să emită pretenții, doar în contextul în care activul de partid se mobilizează și într-o oarecare măsură, mare, mică, cum o fie, îi susține și îi aruncă acolo, în Parlament. Dar din punct de vedere al capitalului electoral, toți trei, părerea mea este că sunt consumați, absolut consumați. Din punct de vedere al cetățeanului, da, aici ziceam, am vorbit ca și un spectator neutru, ca și cetățean, ar trebui să vin în fața noastră colegilor a susținătorii Partidului Național și să-mi stric disperarea că probabil încă 4 ani de zile, având în vedere și structura Consiliului Județean, practic polului de putere județean și municipal, și dacă se va întâmpla și ca aceste trei personaje să ajungă acolo, iarăși nu se va mai întâmpla, cum vorbeam înainte de startul emisiunii, nimic în Gorj. Eu sper ca în al 12-lea ceas, pentru că după mine alegerile astea sunt chiar al 12-lea ceas, și într-un context în care, credeți-mă, am rămas stupefiat după alegerile locale de anul ăsta, am rămas stupefiat în ceea ce privește neputința oamenilor din Gorj, resemnarea lor față de perspectivele astea nu tocmai sănătoase care ni se oferă. E un al 12-lea ceas în care oamenii care mai au credință în bine, mai au speranță în schimbare, pot să facă astfel încât să nu mai încăpem pe mâna unor astfel de personaj. Am speranța asta, mai am încă speranța asta, numai ca la început anului, de exemplu. Da? Și știți că speranța e cea mai perversă damă de companie pe care o poate avea un om. Din punctul meu de vedere, cred că dacă lucrurile nu vor evolua în sensul ăsta, după alegerile parlamentare din toamnă, o să-mi văd de treabă. Haideți să luăm un telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara, dumneavoastră și... Vă rog, colegii, sunete un studio. Aveți dreptate cu cei trei mușchetași, care eu zic că dacă acești oameni vor candida pe liște și vor ajunge în forul... Sunetul mai tare în studio, că nu se aude. În Parlament și în Senat, vedea, va fi dezastru. Exemplu, Călinoiu. Își băgă coada în echipa de fotbal Pandurii, să aleasă praful. Să-mi spune cineva dacă acesta e contrar. Laure, pusă pe butuci mineritul și altele și altele. Dacă oamenii vor fi așa, nu știu cum să zic, n-am cuvinte să mă exprim, în sensul să nu vadă ce votează, atunci, domnule, ne merităm soarta. Păi cum, domnule, să mergi cu Ion Călinoiu? Cu acest nenorocit, scuzați-mă, extrația care... Nu, vă rog, da, corect, scuzați-mă. Care a închis cariera seciului, ce, domnule? Acest fel, pentru că el a avut ciudă pe Roșia de Maradia, că la Roșia de Maradia cu așa a fost ce mai mulți pedeliști. Și ca să răzbune pe noi, ne-a închis cariera nevernicul ăsta. Deci nu, vă rog să fiți atent la limbaj pentru că să vă întreb. Da, cer scuze. Și de aș face un apel la toți gorjenii. Domnule, să fii atent ce votează, păi dacă mergi în Parlament cu Ciurel și cu Călinoiu, exact, cine mai vine și de trebuie? Și cu Ponta, să nu uitați și pe Victor Ponta. Așa, și Victor Ponta, stați-vă la un exemplu.
Gândiți-vă, arătați-vă ce investitor a venit în județul Gorj cât a fost Ion Călinău la putere. N-a venit nimeni. Suntem, cred că, pe ultimul ăla investitor care să dezvolte o afacere în județul Gorj. Pentru că nu-și permite să vină în Gorj ca să vadă ce se va dă râșgetul lui Călinău sau minciunile lui Victor Ponta. Referitor la Laurențiu Ciurel, deci, eu nu știu, domnule, cum are curaj, cum are tupeu ăsta așa și apare pe listele. Eu să fiu că el va jexi la mai orice prin altă parte, prin Africa, să-l mă iau de lumea asta de mine, că a făcut numai rău. Dar o să vină la dumneavoastră, Laurențiu Ciurel, dacă va candida să vă ceară votul. Da, exact așa a venit și Mihai Weber, a venit în Roșia de Amara, de toată zona. Eu, zice, proiectul meu este să redeschid cariera Bustuchin. A luat voturile, a intrat în Parlamentul României, l-a durut în coț, dat în expresia pe zona. Pa, și s-a dus. El s-a dus și mi-a rămas ca proști. Bine, cei care l-au votat. Dar asta este. Din păcate, noi niciodată ne trezim să analizăm într-adevăr omul care merită, pentru că și Gorjul are și oameni de valoare, are oameni care cu cinste ar merita să meargă pe aici. Dar nu pot, nu pot de acești șarlatani. Eu vă mulțumesc frumos și scuzați limbajul că sunt puțin revoltat, pentru că aceste personaje au făcut numai rău. Mulțumesc pentru intervenția noastră telefonică. Într-adevăr, oamenii sunt destul de revoltați vis-a-vis de toată această guvernare socialdemocrată care a stat aproape 27 de ani la butoanele puterii din județul Gorj și, dacă stăm și ne uităm bine, vă revedem doar dispariția de locuri de muncă. Vreau să vă întreb apropo de acea investiție japoneză care se alunță cu strule și trâmbițe la Răstramu. De ce de fiecare dată când sunt alegeri, că e vorba de locale sau parlamentare sau prezidențiale, se anunță, vin investitorii, deschideți larg porțile, stați așa că nu avem loc decât vin. Acea situație o întâlnim și acum, vin parlamentarele, ne trezim iar, domne, vin japonezii, stați așa că nu mai avem unde să-i primim, că sunt la Răstramu, nu mai știu ce facem cu locurile de muncă. Deci nu, mi se pare extraordinar, este sloganul extraordinar de găunoase astea. Păi acum nu e problema lor la care le spun, e problema lor la care le cred. Că, deci, fiecare politician acum, dacă ar fi să ne luăm după statistici, o statistică a promisiunilor îndeplinite după alegere, îl dădeau pe Theodore Roosevelt lider cu vreo 18%. Da? Deci, din punct de vedere a promisiunilor electorale, nu o să se renunțe niciodată, din punctul meu de vedere, la astfel de gogoși, la astfel de gogorițe. Problema este a celor care cred la nesfârșit în promisiuni, cum să spun, care nu mai au niciun fel de cadență, nu mai sunt, cum să spun, cum spunea și dumneavoastră, vin cu ele doar în ajunul alegerilor parlamentare, locale, cum or fi ele. Repet, da. Vom vedea investitorii japonezi la Răstramu, asta vă întreb. Pentru că toți anunță din partea Partidului Social Democrat, stați așa că dacă nu avem loc în Târgu Judei. Să ne luăm după cei care reclamează. Am mai făcut o formă de cablaje pe la preajba în sus și s-a ales praful și de investiția. Bun, acolo pot să vă spun că s-a semnat un precontract, eram în Consiliu, dar oamenii probabil au avut niște promisiuni în afara lui, legată de accesul pe defileul Jiului, legată de forța de muncă care trebuia să o găsească cumva pregătită aici sau să fie pregătită de autoritatea locală în parteneriat cu diverse alte instituții și nu s-a întâmplat. Da? Eu sunt un tip mai pragmatic așa și până la urmă, cum să vă spun, aceste promisiuni, repet, vor fi aduse în atenția electoratului la nesfârșit. Problema este a acestuia, cât va mai crede, da, aceste personaje, aceleași personaje care le-au spus același lucru și cu 4 ani în urmă, și cu 8 ani în urmă, și cu 12 ani în urmă, și așa mai departe. Da, deci, din punctul meu de vedere, asta este important. Așa cum spunea și, foarte bine spunea și telespectatorul de mai devreme, mizez în continuare și sper în continuare ca târgujenii, gorjenii să aibă, da, discernământul necesar în momentul în care vor pune ștampila.
Păi și dacă scamatoriile astea electorale pe care le scot ei ca diverse trucuri din joben, așa, de fiecare dată mai prind încă o dată, după ce au fost folosite de 2, 3, 4, 5 ori la rând. Credeți-mă, în momentul ăla va trebui să vedem noi, cei care nu credem în ele, dacă mai e de stat aici. Adică dacă mai e de stat lângă o majoritate, da, artificial creată, de nevoia indusă de sistem, da, de un segment mare de populație dependent de sistem, de asistat social, de pensionat și așa mai departe, da, eu unul nu pot să stau lângă sau să mă adresez și să încerc să fac ceva pentru o masă de oameni resemnată, cu durerea, cu greutățile în care se zbate. Nu pot. Și probabil că ca și mine, gândesc mulți alții care se implică, încă se mai implică politic, care vor să se implice politic, da, și nu găsesc, cum să spun, acea cale de a ajunge la mintea și la mintea, nu la buzunarul sau la altceva, a electoratului. Să vă mai merge așa cum ne-am obișnuit în practicile de la o campanie electorală la alta, cu trăistuța în care se pun o sticlă de ulei, un pachet de făină, un pachet de zahăr, eu și se mai pun o bară de salam și de regulă. Acum vedeți noastră, toată lumea e mulțumită. Ținând cont de declarațiile sau practic de amenințările pe care le proferează primarii în general legat de aceia care beneficiază de ajutoare de la Uniunea Europeană, știți bine că astea se... în folclor, în folclorul electoratului, sunt acordate de primari. Primari care amenință, da, am asistat la faze de genul ăsta, nu neapărat din partea primarului, dar angajaților lui, amenință persoanele beneficiare că nu vor mai primi ajutoare. Da? Deci, spuneați noastră de trăistuță. Bun, acum acestea, în mod oficial, în mod legal, da, cu discursul de rigoare, sunt oferite exact aceleași clientele politice ca și până acum, selectate într-un fel sau altul, da? La modul direct, cum spuneți noastră, nu cred că vor mai fi alte beneficii în campanie, date fiind rigorile legii. Cel puțin în campania care a trecut nu avem semnale că s-au făcut sesizări la poliție și la astea alte. Am fost eu, deci am văzut câte sesizări s-au depus și toate s-au soluționat cu neînceperea urmăririi penale. Păi, atâta vreme când n-au fost găsite trăiștile, da. Nu știu ce să vă zic. Ce să le caută trăiștile cu cadouri, eu știu ce să le fac. Păi, vedeți dumneavoastră, în măsura în care am identificat sau am un reper pe care eu l-am văzut, da? Că nu poți să spui, bă, te-ai dus și ai primit o trăiștă. Că poate era trăiștă de lucru al lui Tasu. Așa, a primit o traistă. A primit un pachet în care s-a aflat făină, alea, da? Marca cu tare, că așa merge la poliție, să știți. La poliție trebuie să dai cât mai multe date, că altfel oamenii nu se duc să caute prin, da? Cam de genul ăsta, probabil, asta s-a întâmplat. E și existat. O lacună, într-adevăr, în legislație în care le este, permite celor este. Care da. Se joacă cu astfel de cadouri să treacă dincolo de limitele legii. Și fără discuții. Pentru că elementele constitutive ca să le întrunească acea infracțiune sunt foarte greu de prelucrat și de strâns până la urmă exact. În evidențele organelor de control. No, și e riscant, credeți-mă. Acum, ce să vă zic, sancțiunile sunt destul de mari. Da, de dureroase, nu cred că mai riscă... Domnul Berca, ați văzut dumneavoastră unul singur, un singur politician al puterii, indiferent că e primar, viceprimar, președinte de Consiliul Județean, vicepreședinte de Consiliul Județean, cum vreți dumneavoastră să răspundeți? Condamnat pentru astfel de situații? Poate există câteva cazuri, excepțiile care... Au fost cazuri ca urmare a referendumului din... Lăsă la o parte, ca să spun așa, da. Cazul nefericit al lui Liviu Dragnea. Marea majoritate se termină cu nup, indiferent de situație. Domnul Filip, vedeți noastră, primarii în momentul de față, cum vă spuneam și mai devreme, au multe alte mijloace, da, și v-aș da un exemplu foarte clar, da, o comparație. La Târgu Jiu, din câte știu eu, sunt 2500 spre 3000 de asistați sociali. Numai în Târgu Jiu? Da. La Arad, că ziceam de o comparație, sunt 10 sau până în 20. Da? Bun. Pe lângă aceștia, evident, sunt foarte mulți arondați sistemului prin sistemul de Direcția de Protecție Socială, prin aceste ajutoare. Ei, primarul în momentul de față, și dacă ar fi să o judece electoral în
toate timpurile de când candidează Cârciumaru, n-a scăzut sub un anumit număr de voturi. Ăla-i nucleul dur. Ăla-i nucleul dur. Sunt oamenii ăștia care sunt dependenți într-o măsură mai mare sau mai mică de sistem, dacă cărora îi se oferă că, uite, ce se întâmplă? E un paradox, domnul Filip. Un paradox, da? Sunt investitori care caută să angajeze, da? Discutam mai devreme, mai dăunesc cu un coleg de o firmă care, sau nu, de ceva de genul cu culesul viilor, în sfârșit, și nu găseau oameni. Da, un cunoscut al meu căuta în zona Roșia, de unde e cu dânsul, să angajeze persoane ca să-l ajute sezonier în zi. Culesul viilor. Nu, în silvicultură. Contract pe 6 luni de zile, într-adevăr, pe perioadă determinată, n-a găsit în Gorj unul. Că erau asistați social foarte mulți pe lângă primăriile din zonă. Vedeți, noastră, este un paradox. Preferau să rămână asistat social decât exact. Să lucreze. Exact, că se adună pe ajutorul social, alocațiile copiilor, dacă mai au și părinți cu venitul minim garantat și mai departe, se adună. Și sunt extrem de mulți. Zona noastră, zona de sud, așa, în general, asta care a fost la un moment dat monoindustrială și care prin grija autorității locale roșii de 26 de ani nu s-a putut dezvolta, nu a existat o dezvoltare, să spun, a sectorului, segmentului micilor întreprinzători, ca lumea, mici burghezimi, să spunem așa, să folosim un termen arhaic. Asta s-a întâmplat. Și repet, ăștia votează, sunt serioși, cu ghilimele de rigoare. Dar de unde e dependența asta, vreau să vă întreb, a asistaților sociale față de factorul politic care i-a sărăcit de la an la an mai mult? Adică vorbim de câțiva șmecheri din ăștia ai politicii instalați în funcție de conducere, care pe măsură ce îi sărăcesc pe acești oameni mai mult, aceștia, datorită slăbiciunilor, datorită neputinței, datorită poate propriei voințe sau propriei dorințe, se leagă și mai mult din exact. Punct de dependenței exact. De ăștia care îi infundă și mai rău. Deci exact. Cum înțeleg da. Asta? Nu, unul care te împinge pe gaură, într-o gaură pe la urmă, că nu e prăpastie, te împinge într-o gaură și te împinge în continuu în gaură aia, tu să-i pui mâna aluia care te îmbagă în gaură aia definitiv. Eu nu înțeleg asta. Domnul Filip, vedeți dumneavoastră, sunt niște, în studiile sociologice, sunt niște etape ale dezvoltării umane. Da? Sunt foarte mulți în România, în momentul de față, care, în afară de satisfacerea nevoilor fiziologice, foame, somn, primare, da. Așa, nu gândesc la nimic altceva. Ori în condițiile în care nu ai un alt obiectiv, nu ai altă așteptare de la viață, da? Decât să mănânci, să bei și să dormi. Și să dormi, da? Este foarte clar, da? Că acea masă de manevră poate fi ținută în jug, în lanț, foarte ușor, oferindu-i doar ce are nevoie: mâncare, băutură, somn. Atât. Este, nu e greu de explicat, da? Nu sunt sociolog, dar am mai citit pe Colea, piramida lui Maslow și mai departe. Este foarte ușor. Iar PSD în Gorj și în Târgu Jiu a fost maestru în a crea structuri de dependență electorală, că altfel nu ar fi reușit să mențină la putere. O să facem, am vorbit și cu colegii mei, o să facem unele materiale video, o să le arătăm telespectatorilor, vis-a-vis de această dependență, pentru că noi credem că aceasta este cheia rezolvării acestei probleme. Să le arătăm slăbiciunea și neputința acestor oameni care sunt asistați social, până la urmă, nu cred că neapărat din propria voință, cât li se induce de undeva de la centru faptul că voi sunteți slabi și așa trebuie să rămâneți. Pentru că eu cred că ei sunt destul de puternici, dar sunt învăluiți în această aură pe care le-au proiectat-o ăștia an de an, zi de zi, lună de lună, care, bă, voi sunteți slabi, așa trebuie să rămâneți. Voi sunteți slabi, așa trebuie să rămâneți, încât li s-a implementat atât de bine în creier, încât nu mai văd absolut nimic. Să le arătăm condițiile lor extraordinar de precare la nivelul minim, nici cred că nici nu sunt la nivelul minimal al subsistenței, și bogăția nesimțită a ăstora care îi conduc. Să facem o antiteză, pentru că așa atunci va da seama, mă, cum naiba noi am sărăcit mai mult, iar ăștia s-au îmbogățit din ce în ce mai mult. Vorbim de oameni ăștia care nu-și pot pune o pâine pe masă, nu-și pot asigura traiul de zi cu zi și se chinuie până la urmă din ajutoarele astea sociale să-i dea un covrig sau, nu știu, un pateu cu brânză copilului, iar ăștia învârt milioane de euro prin intermediul bugetului public pe care l-au la dispoziție și îl împart cu
acoliții și cu șmecherii cu care se află grupați în jurul lor. E, în momentul în care o facem materialul ăsta video și cu explicațiile necesare și cu tot, nu știu, sper că se va întâmpla ceva în Târgu Jiul ăsta, pentru că își vor da seama într-adevăr că bogăția ăstora care conduc e fundamentată pe sărăcia exact. Celor care își acceptă soarta. Exact, exact. Așa e, aveți dreptate. Aveți dreptate, iar problema nu ar fi să spui că nu e o masă e foarte mare asta de manevră. Problema nu ar fi acolo, problema e a celorlalți. Da? Deci problema e a celorlalți care nu acceptă, nu că nu acceptă, o acceptă că mai vin, mai spun pe la noastră. Indiferența, asta o să și facem. Indiferența. Indiferența lor se bazează pe dihotomia celor două mase, a cei care conduc și cei care sunt conduși. Alo, bună seara! Vă rog. Să știți, îmi place foarte mult emisiunea asta, în special datatele dumneavoastră, și eu cândva vă mai spuneam. Modul cum îți alegi, am împărțit câteva puncte această activitate din seara asta prevăzută la televizor. Unu, vă rog. Imunitatea distruge totul. Eu n-aș da imunitate la niciun... Imunitatea parlamentară, la aia vă referiți. Mă refer de la președintele României, de la toată lumea. Nimeni să nu aibă imunitate. Toată lumea alege... De acord cu dumneavoastră, da, de acord. Așa, doi, m-aș gândi și la chestiunea, dom'le, cum îți alege acești candidați, dom'le, nu vă spărăți, să nu se supere domnul Berca, dar omul reprezentant al domniilor lor de la Senat nu va ieși. Toată lumea, eu am stat de vorba să spun niște oameni care îi cunosc eu, nu toată lumea, că eu nu sunt parlamentar să vorbesc în numele tuturor altor, dar pe care îi cunosc eu, îmi spunea ce, dom'le, decât Berca mai, îmi cer scuze, domnul Berca, decât Barbu, mai bine mergem cu Călinoiu și cu alălaltul de la el, de la PSD. Păi și vedeți dumneavoastră vreo diferență între Călinoiu și Barbu? De bine de rău, Barbu n-a condus Gurj. Care? Foarte mare. Dumneavoastră sunteți ziarist. Așa. Ați văzut cum a condus acest domn Barbu și înainte cu PDD-ul ăla lui și așa mai departe, de unde și-a făcut el foarte multă popularitate. Nu e bine. Ascultați-mă ce vă spun. Eu nu-l simpatizez și nu-l sunt la Călinoiu. Dar nu este bine. Trebuia să fiu un gorjean domnului. Și ieșea. Dumneavoastră aveți o gândire bazată pe extrapolare și pe intuiție. Una e gândirea realistă, să vedem ce a făcut Călinoiu, ce a făcut Barbu, alta e una bazată pe extrapolare în care facem anumite deducții fictive. Domnul Filip, vă aduceți aminte că v-am spus că nu va ieși liberalul la municipiu? Păi da, nu, dar eu nici eu n-am contestat asta. Nu am spus că va ieși sau nu acela candidatul care l-a avut pe Niculescu. Bâlbăiala care au avut-o liberarii cu acel sondaj a fost o bâlbăială ca și cu desenarea candidatului pentru capitală. E o bâlbăială, e o chestie aici urâtă. Aici pot să intervin și să vă explic. Pentru că am fost parte în acest proces. Dar știu, domnul Berca, știu. Nu, știu. Vreau să vă explic. Bine, o să o fac la sfârșit, vă rog. Da. Domnul Berca mai spunea o chestiune. Dom'le, noi în Gorj la ora actuală acestor asistați, eu am spus, eu n-aș da acest ban la niciunul. Pentru că avem posibilități unde să lucreze. Eu am căutat oameni pentru revizie căi ferate. Muncitori necalificați, nu calificați, că aveam un specialist. Unul al dracu nu mi-a venit. Unul al dracu. Peste tot am căutat, nu vor să muncească, că ei mai bine stau acasă și ia banii aia de la primărie. Asta este rău. N-aș da un leu la niciun asistent. Toată lumea să muncească, să-și caute loc de muncă. Avem locuri în agricultură, mă, oameni buni, am distrus agricultura în România. Și acolo să câștigă bine dacă faci treabă. Așa este. De acord, da. Un alt capitol care ar fi după mintea mea. Vedeți dumneavoastră, am muncit și eu și în toate sectoarele de activitate și cât de cât mai mă pricep, nu-s chiar străin, dar nici doctor în știință de nu știu care nu sunt. Cum sunt atâția doctori la ora actuală. Îl avem și pe candidatul la Senat de la PSD, tot doctor în agronomie, da, în agricultură. Da, în agricultură, da, în agricultură. Așa. Problema este în felul următor, nu că nu-l simpatizez ca să vorbesc prea mult de el. Eu îl simpatizez, aici suntem în antiteză. Așa. Problema este în felul următor, că vorbim prea mult, îi fac popularitate și nu vreau. Problema este în felul următor și fac campanie și nu vreau la niciun. În cazul că nu vreau să-i fac nici lui colegul lui domnul Berca. Pe scurt, că vine publicitatea peste noi, vă rog. Așa. Problema este în felul următor. Trebuie mai mult muncit în ceea ce privește educația oamenilor pe când de la școală, măi, oameni buni. De la învățătură, de la învățământ s-a distrus dracu toate și învățământ și cultură. Văd cu
cultură să facem gol și peste tot, numai pentru cuciocuri de astea, bări, ca să vadă lumea că se face. Nu se face nimic cu suflet. Patriotismul-i dus dracu tot la o parte. Vă spun de cultură că am muncit în sistemul în cultură. Și mai multe. Mai multe, dar vine publicitatea și vă doresc numai bine. Mulțumim pentru intervenția noastră telefonică. Luăm mulțumim publicitate, estimați spectatori, pe care le venim la dezbaterea noastră din studio. Publicitate. Corpurile de iluminat nu mai sunt doar o necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu o ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții ambientului și bugetului dumneavoastră. Lustre de cristal sau cu leduri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior. Calitate garantată la produsele Orion Austria. Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna, anunță ofertele campaniei de toamnă 2016. Mari reduceri cuprinse între 200 și 550 de lei la toată gama de motoferăstraie, cadouri la anumite tipuri de produse, două lanțuri Oregon sau o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon la achiziționarea mai multor tipuri de motoferăstraie. A început toamna cadourilor la șinele de ghidaj și lanțurile Oregon. La orice șină de ghidaj Oregon cumpărată, primiți cadou un litru de ulei pentru ungere, iar la orice lanț Oregon cumpărat, primiți cadou o pilă rotundă Oregon. Oferte de nerefuzat și pentru frezele de zăpadă Husqvarna, reduceri cuprinse între 300 și 600 de lei. Caută oferta completă în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna. Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Telefon 0253 210 736. Ia-l naiba de greu să fim cei mai buni. Renunță la pâinea cu amelioratori. Alege o pâine sănătoasă, făcută după rețete clasice, doar cu făină, drojdie, apă și sare. Gustul pâinii de altădată, regăsit acum în produsele Profipan. Pâine albă, semi-albă, neagră, pâine pentru diabetici, dar și pâine de secară. La comandă, produse speciale și împletituri pentru diverse evenimente. Încercați și produsele liniei de patiserie sau cozonacul tradițional aromat și bine crescut. Pentru comenzi și distribuție, căutați fabrica Profipan din Motru, în Surăței, numărul 36, distribuitor pentru județele Gorj, Mehedinți și Dolj. Telefon 0253 412 080 sau 0740 140 937. Profipan, pâine ca odinioară. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care e treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai, acum e cool să o colectezi separat.
SCPTND Simpec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&D Simpec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&D Simpec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253 211 321. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția! TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Copașapcă, numărul 1, telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. A revenit, stimați telespectatori, la dezbaterea noastră împreună cu domnul Eduard Berca, consilier municipal, și dezbăteam înainte de pauza publicitară și pe parcursul pauzei publicitare problemele care există la nivelul județului Gorj și de ce lumea refuză să iasă la vot, având în vedere ce s-a întâmplat pe data de 5 iunie și că se perpetuează același sistem vicios de putere care vreme de 26-27 de ani ne-a furat viitorul, ne-a furat tinerețea, ne-a furat puterea de muncă, ne-a furat locurile de muncă, ne-a furat industria, ne-a furat economia și am ajuns acum la Mila, Complexul Energetic Oltenia, care a devenit un uriaș cu picioare de lut. Așteptăm cu toții prăbușirea lui, nu știm când se va întâmpla, dar marea majoritate a oamenilor, indiferent că e vorba de sectorul economic, politic sau mai știu eu care, dau ca certitudine acest colaps, pentru că ne uităm în 2012, dacă nu mă înșel, când s-a format acest gigant, vorbeam de undeva de 19.000 de angajați, iar acum o să scadă undeva la 12.000 de angajați prin acele 2.000 de disponibilizări care a fost făcută notificare în acest sens la OAJ-UFM. Deci vorbim aproape de o înjumătățire a locurilor de muncă la acest colos energetic de care depinde economia întregului județ Gorj. Domnul Berca, în momentul de față, ce alternative există? Mă refer viabil, domnule, adică hai să creăm două locuri de muncă. De ce băieții ăștia care s-au aflat la putere n-au spus, bă, cât au plecat? Câți? Nu știu, 2.000, 3.000? Păi hai mă să facem și noi două locuri de muncă, mă, pentru oamenii noroc. Două locuri de muncă. Nu vorbim de 100, 1.000 sau mai știu eu câte de povești astea electorale. Vin aia cu cabluri de cablaje auto, nu știu ce, au plecat. Mai vin japonezii acum, iar la fel nu mai avem loc de ei după ce trece campania la parlamentare, nu va mai fi niciun japonez. Bun, aici sunt... Aceasta îmbrobodire publică a oamenilor. Acum, dacă vreți să vă răspund ca și om politic sau așa... Nu, vreau un răspuns politic personal. De ce vorbim de ei ca oameni, domnul Berca? Două locuri de muncă nu s-au pus în locul lor. Haideți să vă spun care ar fi fost, din punctul meu de vedere, o strategie de abordat a unui edil sau unei echipe, a unui primării capabile, dar pe anumite modele, pentru că avem în țară suficiente modele, suficiente primării, suficienți primari și echipe care au performat. Da? Nu le mai repet, pentru că sunt telespectatori care să mă acuze că predesc pro domo, dar sunt, da? Și se pot vedea rezultatele. Strategia pe care trebuia să o adopte în ceea ce privește orașul Târgu Jiu, primăria de încă de la început, din 2000, și acele semnale de alarmă în ceea ce privește CEO s-au tras de mult, dar încă de la primele disponibilizări de 96, 97 și așa mai departe, ulterior, că sectorul minier se va restrânge. Nu va dispărea, dar se va restrânge. Eu sunt convins că nu va dispărea.
Și atunci, automat, autoritatea locală și județeană trebuia să se gândească în mod obligatoriu la acest exod din minerit al personalului, care trebuie dus, recalificat în primul rând, da, reorientat profesional. Cursul de recalificare profesional, povești de tocat banii publici. Nu mai discutăm acum de câte entități economice s-au dus de tot din Târgu Jiu. Dar, repet, eu vreau să fac o radiografie a ceea ce s-a întâmplat și să fac sau o analiză a sistemului. S-a restrâns sistemul de minerit și de energie, cum spuneți dumneavoastră. Pe domnul Berca, s-a restrâns atât de mult în momentul de față, încât toți mergem încolonați pe muchie de cuțit. Corect. Orice, păi și în momentul în care am spus pe muchie deci de cuțit, ce mai așteptăm? Deci vreți să vă dau acum o soluție? Oricare, orice. Bun, vrea o soluție vreau să vă dau, vedeți dumneavoastră, în momentul de față, singura soluție după mine sunt doi factori. Da? Managementul autohton, antreprenoriatul autohton și fondul european. Da? Am propus colegilor de partid. Fondul european sunt domeniul de SF, dacă ne uităm, science fiction, dacă explic. Ne uităm la activitatea edililor. În momentul de față, am un proiect pe care l-am propus spre studiu colegilor mei, dar chiar dacă e doar în fază preliminară, vreau să discut despre el. În sensul creierii unei asociații de dezvoltare, eu am tot discutat din 2012, tot discut de chestia asta, numai că n-am ajuns să o, din cauza obiective, să o duc la îndeplinire. O asociație de dezvoltare intercomunitară care să cuprindă toate cele 10 localități din prejurul și din interiorul, practic și Târgu Jiu. În momentul de față, bugetul Uniunii Europene pe 2014, în intervalul 2014-2020, are un instrument pe care foarte puțin, a cărui importanță foarte puțin au sesizat-o. Sunt investițiile teritoriale integrate, care permit ca aceste asociații de dezvoltare, intercomunitară să acceseze atât fonduri de dezvoltare regională, cât și fonduri sociale, da, pentru reconversie, calificare, atât sume, da, cu aport de cofinanțare de la Fondul Rural Urban, FDAR. Și astea sunt singurile care le pot atrage pe toate. Și vreau să trag un semnal, sau nu, să mă rog, nu știu, să mă milogesc chiar de toți cei abilitați ca în aceste 10 entități, unități administrativ-teritoriale, să înțeleagă că fără asociere, fără o dezvoltare a unei strategii regionale, locale, în cazul nostru, nu se poate. Pentru că toți trag unii hăis, alții cea, alții înapoi, alții în față. Deci interesele multora au devenit atât de exacerbat subiective, da, și nu mai privesc comunitatea cum bine sesizați și dumneavoastră, încât, credeți-mă, da, dacă nu voi ajunge, nu vom ajunge într-un mod sau altul să admitem aceste realități, ne paște, și poate că aveți dreptate cu toate, că n-aș vrea să vă dau niciodată, ne paște falimentul, dezastru demografic, dezastru, că ăsta e deja. Da? Natalitatea a scăzut extraordinar, inclusiv mortalitatea a crescut. Bun, știți că stăm pe ultimul loc din punct de vedere al... Așa, deci lucrurile astea se întâmplă în Gorj. Iar oamenii ăștia, de la butoane, în momentul de față, care or fi ei, da? Dacă nu deschid ochii, repet, dacă nu deschid ochii în anul de grație 2016, și aici nu discut de cine pe cine ce să voteze. Nu, eu zic de oamenii de la butoane, oricare ar fi ei, oriunde ar fi ei. Să vadă că în Gorj începe dezastru, da? Credeți-mă, va fi, și așa e destul de greu ca să repar ce s-a stricat. Și așa. Dumneavoastră nu ați făcut o specificație în... Dar îmi să mai stăm 3, 1, 2, 3, 4 ani.
În pledoaria care ați avut-o, vorbesc de oamenii de la butoane, care dacă nu vor fi atenți, dacă nu se vor implica, mă rog. Dom'le, aici este și electorul, este și președintele Consiliului Județean. Sunt conjurați de milioane de euro. Domnul Filip, oamenii de la butoane, din punctul meu de vedere, este și ultimul sărman, om la butoane, da? Și președintele Consiliului Județean. Deci, da? Deci eu fac un apel acum, cum spunea la un moment dat interlocutorul nostru, la patriotismul local. Cu toate că aș putea deveni patetic, da? S-ar putea să mă acuze, păi, colegi de-ai noastră. Asta vreau eu să vă acuz acum. Păi și patriotism local când ăla stă, e funcționar pe nu știu ce administrație și are vilă de jumătate de milion de euro pe... Bun, hai să excludem pe ăștia. Ce vor? Păi de ce să excludem? Sunt oameni ai sistemului care au salarii de 2.000-3.000 de lei și vorbim de vilă de jumătate de milion de euro. Ce dai, mă, domnul Berca? Bun. Sunt interesați ăștia, sincer, de viitorul. Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră că pe ea nu interesează, dar prin, eu știu, reducere la absurd. Trebuie să admitem că există în afara lor o masă care ar putea, dacă nu, să ajungă la butoane, măcar să-i tragă pe ăștia de picioare în jos. Putem să admitem lucrul justiția, ăsta? Justiția, eu mi-aș dori să-i tragă de picioare. Să-i tragă justiția, să-i tragă electoratul, să-i tragă DNA-ul, să-i tragă cine vrea. Să-i tragă de acolo, pentru că sensul în care ei învârt butoanele este un sens, sensul invers. Nu mai favorabil lor. Acelor ceasuri de ăsta, acelor ceasornicului. Este în sens invers. Învârt doar pentru ei și pentru grupul corect, lor de interes. Înspre atât. Trecut, înspre zona lor de interes. Atât. Atât. Da, vedeți noastră. Acum fac apel, da, sau nu fac apel, că deja iar e un termen de stat. Facem teledor, facem cutia milei, cum vreți să ziceți, droaie, așa. Mă rog, da, de Târgu Jiu, chiar, vedeți dumneavoastră ce îi postează, să zic inedită, nu altfel, ajunge un politician care chiar simte că lucrurile nu merg. Așa, dom'le, haideți să dăm credit, nu știu, să dăm credit pustietății din jurul nostru, sau nu știu ce termen să folosesc, da? Și să înțelegem că nu există viitor în condițiile în care păstrăm aceste persoane, nu neapărat, dar aceste metegne, dumne. Le-au perpetuat într-un mod vicios, exact. Cât se poate de tarat, de la an la an. Și e greu de la... Când tot cred că dăm în ceva OTV acum, ne ducem pe zona asta. Domnul Berca, în momentul în care aceleași cauze produc aceleași efecte, corect, e de corect. Domeniul nebuniei să crezi că vor fi produse alte efecte de către aceleași cauze. Păi știi ce zice Einstein, nu? Spuneți. Că cel care crede că poate să obțină alte rezultate făcând același lucru e un tâmpit. Păi exact. Bine, îl parafrazez. Da. De acord cu dumneavoastră. Dar în momentul în care noi insistăm că oamenii aceștia poate se vor trezi în al 12-lea ceas, poate nu știu. Păi ăștia în momentul în care stau pe mormanele de bani și au grupurile de interese, care sunt câțiva oameni de afaceri, dacă ne uităm bine, care ei au principalele licitații și sumele mari de bani în județul Gorj. Ceilalți sunt undeva la nivelul subsistenței. Indiferent de ce domeniu activitează, domnul sunt Filip, la limita subsistenței economice, la un fel de amnistie, plătesc salariile amnistie, și taxele și impozitele. Domnul Filip, mă gândeam la un fel de amnistie așa generală, domnul. Deci mă gândeam la un fel de amnistie, nu știu, un fel de Ohora Unirii în Gorj. Cu fasole, cărnați și vin. Da, bine, aia e aparajul Florin Cârțumar. Păi o să fac, am văzut că au deja... Da, un miliard jumate, sunt banii, contați tot. Dar nu, mă gândeam la un fel de amnistie, adică să-i dă încrezare și lui Călinoiu că vrea să aducă, nu știu... Vedeți, da, 20 de ani. Nu, asta aș propune în antiteză. Suferiți de ceea ce ne dorim noi. Victima care se negosește de cărăt până la urmă. Corect, așa este. Așa se află și județul Gorj în momentul ăsta. Vedeți că umblând pe căile astea ale filozofiei ne ducem. Da, tocmai aici e problema. În momentul în care acești oameni au perpetuat sistemul ăsta vreme de 16, 20 de ani, de nu știu câte mandate, e greu de crezut în momentul în care economia s-a prăbușit sub ochii lor, tinerii, generația tânără, a migrat spre alte locuri, că e era Timișoara, că e străinătate. Vedem părinților cum se zbat aici la limita sărăciei, dar în schimb sunt ajutați la limita subsistenței datorită banilor pe care îi trimit copiii, nepoții sau mai știu eu, care au plecat în străinătate și subzistă economic pentru că le trimit 100-200 de euro sau cât le trimit pe lună și le asigură un nivel de trai necesar vieții de zi cu zi până la urmă. Nu sunt nici bogați, nici săraci. Sunt undeva la limita medie, așa?
Avem sub ochi o prăbușire întreagă a economiei județului Gorj și în continuare ne complacem să stăm să ne uităm la ăștia, să le spunem, bă, băieți, hai că poate o să facem ceva. Eu, sincer, eu nu mă aștept la nimic bun de la acești oameni care au dovedit, hai că zici că stă un an, doi ani, trei ani într-o funcție și nu face nimic. Mă, dacă stai 15, 20 de ani, ce, Doamne iartă-mă, să mai aștept de la omul ăla, sincer. Nu, acum cred că am făcut un fel de inversiune de roluri, știți? Da. Eu mă chinui cu dumneavoastră să vă păi nu, dar să nu, facem pace socială. Dar nu se poate să faci pace, sincer. Ce pace socială? Despre ce pace socială foarte vorbim adevărat. Aici? Nu. Bun, nu. Exact, da. E bine. Vin, e bine că... îți râd de nas, corect, îți spune, corect. Lasă-mă că minerul ăla poate să lucreze cu 10 milioane pe lume. Așa. Mai vine unul, spune, și Andramaua de la Complexul Energetic Oltenia. Domnul Filip. Mai se reduc angajații la jumătate și după aia vine, a, bă, băieți, veniți să ne votați, că să vedeți ce bine o să fie dacă cunosc, o să conducem noi. Poate mai bine ca dumneavoastră pe acești oameni. Eu îi cunosc prin prisma efectelor care l-au produs asupra Gorjului. De când a intrat în politică și mirobolantul Micălinoiu. Și când îi făcea pantofii lui Mischie, da, și spunea, Ioane, du-te după vin la domn Tomescu. Așa, îl cunosc de atunci pe domnul. Era și maestru Șambelan, ce era? Șambelan, da, era secretar executiv și da, îl trimitea după vin la stațiunea pe domnul Călinoiu, domnul Mischie. Păi știa că dacă era doctor în agronomie, știa. Domnul Cârciumaru, de când tot același Mischie l-a luat de mână în 2000 și l-a făcut primar, după ce în 96 luase 3%, da, Cârciumaru. A luat Cârciumaru în 96? Păi da, că a candidat și în 96, nu știați? Nu, eram prea mic, nu. Ei, 96 Florin Cârciumaru și a manifestat prima dată intenția de a candida la primăria Târgu Jiu și a luat 3%. Așa, după aia l-a luat domnul Mischie, l-a luat de mână pe Florin Cârciumaru și îl plimba prin oraș. Și dacă vrea să deschidă gura, taci, mă! Eu am văzut cu ochii mei și pot să o confirme zeci de oameni. Taci din ucenicul, gură! Era ucenicul și guru. Da. Adică Mischie. Da? Deci eu știu pe oamenii ăștia. Știu ce pot. Lucrez în primărie și îmi dau seama cât sunt delimitați. Ce perspectivă infimă a viitorului au. Dar, repet, pe mine nu asta mă îngrijorează, pentru că eu, unul, de exemplu, am resursă. Ofer alternativă, găsesc soluții, citesc, studiez, da, bugetul Uniunii Europene, văd. Pe mine mă îngrijorează cei care, cărora eu mă adresez. Că văd că n-am cui. Mă înțelegeți dumneavoastră? Eu, ca om politic, da, în contextul în care de bine de rău mai rezolva niște probleme. Uite, chiar acum am interpelat Aparegio, și acele filtre biologice la Preajma, Polata și la Ursaț sunt în probe în fază finală. Vor avea apă ăsta potabilă. Dar asta e, mă uit, da? Și nu, ce faci dumneavoastră acolo? Nu, toți sunt la fel, toți sunteți la fel, toți sunt. Dar eu care n-am furat un cap de ață, nu mă poate acuza pe mine că am furat ceva în viața mea. Sau am fost părtaș la vreo... Uite, intru în aceeași bălăcăreală, în aceeași ciorbă ordinară în care sunt ăștia dovediți, condamnați, vedeți? Asta este problema mea. Cui mă adresez eu ca om politic cinstit? Am avut speranțe, dar în tineret a ieșit în stradă. Bravo! Dar la 5 iunie a fost jale. Deci pe de la 5 iunie spuneam telefoane la ora 12-11. Unde să mă duc să votez? Votez acasă. Du-te, bă! De la acești tineri care fuseseră până la ora respectivă la... E uimitor că generația între 18 și 35 de ani aproape n-a avut niciun fel de participare. Că procentul acela de 8%, dacă calculăm activiștii din generația tânără de la PSD, de la PNL, de la PMP, de la ALDE sau nu știu care, nu mai rămâne din clasa socială liberă care se poate exprima nimeni aproape. Tocmai ăsta e paradoxul și cred că până la urmă lupta dumneavoastră, a noastră până la urmă ca reprezentanții ai mass media este cu această mentalitate clișeu cu care ne luptăm cu toți instituită de către forța social-democrată și instituțiile de presă care sunt emanații ale doctrinei lor ideologice conform cărora le-a indus târgujenilor și gorjenilor acea stare, bă, ce mari și puternici suntem noi și ce mici ne însemna sunteți voi. Orice ați face voi, nu ne puteți schimba pe noi. Așa e. Iar cei care vin și vă spun altceva, să știți că sunt tot la fel ca noi. Vor să ne ia nouă ciolanul. Deci așa este. Este un tipar din ăsta care eu zic că la parlamentarea asta, da, trebuie spart acest tipar pentru că... Sunt de acord cu dumneavoastră numai că problema nu e numai, cum să vă spun eu, vedeți dumneavoastră, noi să zicem că depunem acele eforturi, folosim acele mijloace pe care le avem la îndemână conform legii, dar dacă nu există un minim de curiozitate, da, aici la fel
trebuie să creezi până la urmă de clicul. Da? Votul e mai mult emoțional și mai puțin emoțional. Omul politic nu poate face, să știți. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră sunteți extrem de importanți, dar o media corectă este extrem de importantă. Mai suntem câțiva pe aici. O societate, mai... așa este, da. O societate civilă care măcar să mugurească și să, cum să vă spun eu, să cumuleze câteva valori locale care să dea un imbold, să dea o cale, să dea un sfat, trebuie neapărat să existe, să apară. Și aici este foarte clar că mă adresez intelectuarilor, valorilor din, eu știu, nu. Societatea gorjenească. Domnul Berca, de ce trebuie să avem un primar al comunității minoritare al, și un reprezentanții care conduc, de fapt, ai comunității minoritare, ai asistaților sociali și ai pensionarilor care subscriu la această ideologie și nu putem avea conducători, nu știu, ai profesorilor, ai doctorilor, ai inginerilor, ai economiștilor, ai juriștilor? Pentru de ce nu vor să aibă că... ei un conducător și preferă un astfel de conducător? Ale... Și nu și-au setat niciodată așteptări, da? Astfel încât să genereze, să emaneze o astfel de societate civilă. Pentru că asta s-ar fi întâmplat. Dacă intelectualii ar fi căutat să înțeleagă ce se întâmplă cu urbea, cu evoluția economică, socială, politică, dacă profesorii, dacă juriștii, dacă ar fi căutat să intre, da, să înțeleagă, nu să intre în politică, că nu-i obligă nimeni. Da, noi am avut ofertă de a intra în acele comisii de studiu în care au fost specialiști, au fost cooptați specialiști, fără să li se ceară adeziune. Doamne, vino și spuneți părerea. A trebuit să o facem pentru că nimeni nu stârnea. Da, zona de intelectuali. Și 900, deci cum să vă spun? Probabil, cum spuneați mai devreme, astăzi știm să vă dau dreptate, media a avut o contribuție, da, autoritatea locală, pentru că Florin Cârciumaru, cum să vă spun eu, a avut adresabilitate în procent extrem de mare către această zonă dependentă, dar a fost destul de abil. Și vă spun, sunt spețe care putem să le aducem în atenție. A fost destul de abil ca să permită și liderilor, anumitor lideri ai intelectualilor, ai zonei ăștia de valori, sau de așa zise valori, să beneficieze de dărnicia sa, de mila domniei sale. E un om mărinimos. Este un om mărinimos, da. Da. El trebuie face gesturi de calitate pentru supuși umili, fără dar discuți. Nu și pentru cei care așa contestă este. Autoritatea și așa nu este. Numai pentru cei pentru Călinoiu și care le arată așa realitatea este. Județului Gorj unde a fost adusă după 20 de ani de guvernare. Florin Cârciumaru a fost coborât cu picioarele pe pământ de vreo 3-4 ani de zile încoace, pentru că cum a fost, stați puțin, cum a fost coborât? Unde e Brâncuș? Unde sunt investițiile din Târgu Jiu? Nu-mi cereți cum a fost coborât? Cum adică a fost? Ce a făcut? Nu-mi cereți să fac lecții private cu Florin Cârciumaru sau să-i... Nu, dar n-a fost, cum a fost, da? Coborât? Spuneți-mi și mie, ce a făcut? A fost coborât cu picioarele pe pământ în ceea ce privește supușii din primărie sau... Pentru că noi, de exemplu, la un moment dat, cel puțin în prima parte a mandatului meu, eram tratat ca niște slavi. Noi consilierii locali. Da, venea Florin Cârciumaru, bătea cu pumnul nas, bă, așa trebuie să fie. Nu, aduceți aminte să o doar. Dacă eu zic așa, așa e. Da, de sultan, ceva, nu știu. Ați trecut examenul. Examenul, da, ei. După aia, când a văzut că ei pică proiecte da, că nu suntem toți de acord cu el. Da, a văzut că dacă insistăm, putem să trecem și noi proiecte inițiat. Și a încetat comportamentul de faraon. Păi nu, nu mai e faraon, da. Dar nu este, nu, sigur, sunt convins că acel comportament de dictator, în ghilimele, în ceea ce privește gașca din PSD, nu a pierdut. Nu și-a... Ne apropiem cu 40 de pezi de finalul emisiunii, vă rog o concluzie a întâlnirii noastre. Păi nu știu, e vreuna. Păi concluzia ar fi că noi începem să facem dezbateri și teorie aici cât de mult se poate, așteptând, având o expectație vis-a-vis de alegerile parlamentare, conform cărora votanții, alegătorii,
clasa socială, toate clasele sociale care există în județul Gorj vor ieși la vot pentru a-și manifesta liberul arbitru și dorința pentru un viitor mai bun, lăsând la o parte toată această indolență, nepăsare și lipsa aceasta de participare la viața civică, pentru că o primă scânteie, un primă flacără care a fost lansată în iarna, în ianuarie, februarie, când au fost acele proteste în stradă și vorbim de clasa de generația tânără care și-a manifestat voința, a fost extraordinară acea flacără, abia aprinsă, a fost stinsă, s-a suflat pe ea de către, în direcția conducătorilor și s-a stins pe data de 5 iunie prematur. Eu sper că va învia această flacără pentru că alegerile astea vor fi în preajma sărbătorilor de iarnă. Să dea Dumnezeu! Mulțumesc pentru participarea din această seară, Eduard Berga, consilier municipal. Mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, că sunteți care fiecare dată lângă noi. Rămâneți alături de Tele3, singura televiziune liberă și independentă din județul Gorj și subliniez punctat acest lucru. Eu vă spun bună seara și ne revedem mâine la aceeași oră. La revedere, o seară plăcută să aveți!